Să mai citim o dată versetul 8 din Psalmul 27 și apoi să luăm loc. Versetul 8 care spune așa: Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Amin. Vă invit să luați loc. Mulțumesc Domnului că prin har și prin îndurare am putut să ajung aici din nou și să ne revedem. E un mare har, e o mare bucurie. Toate celelalte ar trebui să pălească slăbiciuni, neputințe, vorbim de slăbiciuni și neputințe de felul acesta trupești, pentru bucuria mare de a fi împreună și de a fi în părtășie. Îl lăudăm pe Domnul și slăvim numele Lui pentru toată îndurarea, bunătatea, mila și dragostea Sa. Mă gândeam, stând acolo jos, mi-am adus aminte de zilele după ce Dumnezeu mi-a mântuit sufletul și eram în adunare, eram plin de bucurie în adunare. Acum n-am cântat și nu pot să cânt, că nu pot să-mi forțez vocea și n-am voie să vorbesc nici tare. Mi-am adus aminte de zilele când eram în adunare și după ce Dumnezeu mi-a mântuit sufletul și cântam cu atâta bucurie. Nu știam bine cântările, le învățam, dar cântam cu atâta bucurie. Și lângă mine stătea un nepot al meu care, așa ca și tinerii aceștia scumpi, au învățat de mici să cânte la instrumente și știau să cânte bine. Și un nepot al meu stătea lângă mine și nu mi-a zis nimic vreo 2 ani de zile. După vreo 2 ani de zile, după ce Dumnezeu mi-a mântuit sufletul, îmi zice într-o zi: auzi, zice, stăteam lângă tine și atâta cântai de prost, de-abia puteam să stau lângă tine pe scaun. Da, m-am uitat cu câtă bucurie cânți și am zis, nu-i spun nimic, să nu cumva să-l întristez. Și am zis, înțelept ai fost, că m-ai fi descurajat. Și am zis, mereu am zis eu lucrul ăsta, nu pot să-i înțeleg pe creștinii care nu cântă cu bucurie, care nu-L laudă pe Dumnezeu cu bucurie. Și mi-am mai adus aminte de o cântare care spune undeva: când buzele nu mai putea, suspinul meu te-a lăuda. Și să știți că e bine să-L poți lăuda pe Dumnezeu și suspinând. Important este că El este al nostru, este Tatăl nostru și putem să-I mulțumim în multe feluri. Când putem, din toată inima. Când nu putem, mai în șoaptă, dar tot din toată inima. Numele Lui să fie slăvit în veci. Versetul acesta 8 spune: caută fața mea, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Cine zice, cine cheamă? Dumnezeu cheamă, îmi zice, inima zice din partea ta, caută fața mea. Dumnezeu ne cheamă pe noi să căutăm fața Lui, să căutăm fața Lui, să căutăm părtășia cu El, să stăm în prezența Lui, să stăm în intimitate cu El. V-ați gândit aceasta? Noi, când zic noi, zic că la modul general, creștinii, noi când avem nevoie de Dumnezeu, de obicei cam așa se întâmplă, când avem nevoie de Dumnezeu, când avem o mare nevoie, căutăm, ce căutăm, dragii mei? Din partea lui Dumnezeu, ce căutăm când avem o mare nevoie? Binecuvântarea, spune fratele Dan, dar eu zic altfel, dar e adevărat, mâna Lui. Noi căutăm mâna Lui. Trecem printr-o încercare, trecem prin probleme, eu știu de un fel sau de altul, și atunci căutăm mâna Lui. Doamne, ajută-mă, vino în ajutorul meu, vino în sprijinul meu. Dar aici Dumnezeu spune altceva. Aici spune, nu căuta mâna mea, caută ce? Fața mea. Caută fața mea. Dumnezeu, Cel care este în cerul, care domnește pe un tron de slavă și de glorie, înconjurat de toată ceata, de oștirea cerului, toată lumea se închină, tot cerul se închină înaintea Lui, îi aduc osanale, îl glorifică, îl preamăresc pe Dumnezeu. Gândiți-vă
cât ne putem gândi, nu prea mult, că nu ne duce capacitatea noastră să ne imaginăm ce e acolo. Dar El care e înconjurat de această glorie, de această slavă, îi se dă cinste acolo în cer. Și de acolo din cer zice către noi, către noi, creatura, zice, caută fața mea. Parcă n-ar fi mulțumit Dumnezeu, n-ar fi suficient faptul că în cer se aduce atâta glorie, atâta cinste și atâta slavă. Și zice, caută fața mea. Caută fața mea, nu mâna mea, caută fața mea. Păi e mult mai mult decât atât. Noi credem că suntem foarte spirituali atunci când avem o nevoie și ne ducem înaintea lui Dumnezeu să-i cerem să ne împlinească nevoia. Dar Dumnezeu zice, caută fața mea. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să căutăm fața Lui. Și ce înseamnă aceasta? Dacă atunci când avem o nevoie, ne ducem înaintea Lui ca să ne împlinească nevoia, căutăm mâna Lui, atunci când căutăm fața Lui, de fapt, ce vrem? De ce să căutăm fața Lui? De ce cauți fața cuiva? De ce cauți fața cuiva? Uite, eu am venit acum aici la voi, prin mila și prin îndurarea Domnului. Și o să fie vreo 10 zile, dacă totul e așa cum am stabilit noi. Dar știți, încă de acum, când am venit și pe mașină încoace, m-am gândit la fața cuiva. M-am gândit la fața soției mele, m-am gândit la fața nepoțelelor mele care erau acasă, am dat telefon și erau acolo cu soția. De ce cauți fața cuiva? Mâna știm de ce o căutăm. Dar de ce cauți fața cuiva? Că ți-i drag, că-l iubești. Și asta e mai mult decât să cauți mâna lui. Nu e așa? Că ți-i drag o față? Ți-i drag cineva și abia aștepți dacă, dacă o vreme ai stat despărțit, dacă ai stat mai multă vreme despărțit, nu e așa că vrei să-i vezi fața? Toți am trecut prin experiențe de felul acesta. Fața cui vrem să o vedem? Pentru că, într-un alt sens, în Zalău i-am lăsat pe mulți. I-am lăsat pe mulți. Și mai aproape, și mai de departe, dar este ceva, o față care e mai dragă, nu? Este ceva ce simți mai mult cu cineva și fața aceea o dorești. De ce? Că îl iubești. Că îl iubești. Și de aceea îi cauți fața. Dumnezeu, Preasfântul, ne cheamă să căutăm fața Lui. Să căutăm fața Lui, să avem această dorință în inimile noastre, această bucurie în inimile noastre, să căutăm fața Lui. Dar nu o facem numai dacă se întâmplă ceva. Mi-am adus aminte de ce scrie în Psalmul 37. În Psalmul 37, la versetul 4, spune, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. M-a întrebat odată o soră, o tânără din adunare, frate Dan, cum e cu versetul acesta? Ce vrea să spună versetul acesta? Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Adică dacă eu o să-i cer lui Dumnezeu ceva, orice El o să-mi dea, El o să-mi dea, așa zice, tot ce-ți dorește inima. Dacă eu o să-i cer lui Dumnezeu ceva, Dumnezeu o să-mi dea tot ceea ce-mi dorește inima mea. Și eu am zis, citește versetul cu atenție, sau hai să-l citim amândoi încă o dată. Dacă îl citim cu atenție, înțelegem. Și cum începe versetul? Domnul să-ți fie desfătarea. Și dacă Domnul este desfătarea ta, i-am zis, atunci inima ta ce-ți va dori? Așa că îl va dori pe El. Și atunci dacă Domnul este desfătarea, îți va da tot ce-ți dorește inima. Adică inima ta va tânji după El și El abia așteaptă să ți se descopere. El abia așteaptă să vină să fie împărtășie cu tine, dacă este El desfătarea ta. Și versetul acesta, tot de la Duhul Sfânt vine, Domnul să-ți fie desfătarea, desfătarea noastră. Spuneți-mi dacă nu e o diferență mare a căuta mâna lui Dumnezeu și a căuta fața lui Dumnezeu? Când cauți fața lui Dumnezeu,
atunci nici nu te mai gândești la mâna Lui. Te gândești pur și simplu numai la părtășia cu El. La părtășia cu El. Și asta e o relație adâncă pe care Dumnezeu vrea să o avem fiecare dintre noi cu El. Uneori, credința aceasta e așa pentru mulți, e așa de grea, e așa o luptă viața aceasta de credință. Să nu fac asta, să nu fac asta, să fac asta, să fac asta, să fac asta. Dar știți că mai mult decât orice și s-a citit, acum seara s-a amintit pilda, întâmplarea cu Maria și cu Marta. Domnul Iisus Hristos îi spune Martei că Maria și-a ales partea cea bună. Ce și-a ales Maria? Ce făcea Maria? Stătea la picioarele Mântuitorului, așa-i? Stătea la picioarele Mântuitorului și îi asculta cuvintele, îi sorbea cuvintele, era bucuria părtășiei cu El. Asta e adevărata viață de credință. Asta e frumusețea vieții de credință. Când iubești pe cineva, dacă îl iubești pe Dumnezeu, prea mult l-am transformat pe Dumnezeu în slujitorul nostru. Slujitorul nostru care să ne facă, să ne dea, să ne dreagă. Mereu, mereu îl chemăm în ajutorul nostru. Dar unde e bucuria, unde e intimitatea, unde e relația, unde e aici ai frumusețea vieții. Aici ai frumusețea vieții de credință. Este un soț și o soție, s-au căsătorit din dragoste. Ce a făcut să zâmbească la nuntă? Ce a făcut să se bucure? Să meargă de mână pe stradă? Ce a făcut? Am văzut doi tineri în Zalău în urmă cu vreo 2 ani, dintr-o altă biserică, adică unul era venit din altă parte, fata era din Zalău, s-au hotărât să se ia la oaltă. Și au văzut mergând pe stradă. Au hotărât ziua nunții, totul era stabilit, au făcut invitațiile și mergeau pe stradă acum. Mergeau pe stradă, se țineau de mână, dar nu umblau pe stradă, parcă zburau, era de-a dreptul, n-am mai văzut așa ceva niciodată. Atât erau de fericiți, numai n-aveau aripi să zboare. Ce-a făcut? Ce-a făcut să fie fericirea aceasta? Dragostea. Se căsătoresc doi tineri, merg înainte, merg pe calea aceasta și la un moment dat, dacă nu-s atenți, apare, să zicem, că se întâmplă lucrul acesta. El începe să privească în altă parte, așa-i? Se poate întâmpla lucrul acesta și în lume se întâmplă. Sper să nu se întâmple între ai noștri. El începe să privească în altă parte. La început o vedea numai pe ea, după aceea începe să vadă și altceva. Înțelegeți ce vreau să spun? Și ce se întâmplă cu relația? Mai este ea frumoasă? Așa că nu mai este frumoasă. Unul pentru celălalt devine poate un slujitor sau pur și simplu este cineva acolo lângă tine. Dar dacă dispare dragostea, dispare frumusețea. Dispare frumusețea vieții. Și nu-i de mirare că după o vreme se despart, pentru că nu mai este dragoste, pentru că dragostea s-a dus într-o altă direcție. Ceea ce face frumoasă viața de credință este această dragoste, această relație cu Dumnezeu. Caută fața mea, zice Dumnezeu, și fața ta, Doamne, o caut. Că-mi dai, că nu-mi dai, stau în fața ta, stau în părtășie cu tine și asta aduce bucurie inimii mele. Îmi place tare mult sfârșitul Evangheliei lui Ioan. Este aici o frumusețe în acest capitol 21, în momentul în care Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu Ioan, se întâlnește cu Petru după înviere. Știți ce s-a întâmplat înainte de răstignirea Domnului Iisus Hristos și felul în care Petru s-a purtat, adică lepădarea de Domnul Iisus Hristos. S-a lepădat, Domnul Iisus Hristos a murit, peste 3 zile a înviat, Petru încă nu s-a mai întâlnit cu el. Și acum aici în Ioan 21, de la versetul 15 în jos, citim despre întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu Petru. Fiți atenți, vă rog,
la discursul acesta dintre ei, foarte mult îmi place, foarte mult îmi place, de fiecare dată când citesc pe aici, am așa o stare de emoție și mă gândesc la ceea ce își dorește Dumnezeu din partea noastră. Citesc de la versetul 15. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Vreau să vă spun cum este scris în original. Care e înțelesul exact din original când Domnul Iisus îl întreabă: mă iubești tu? Știți că în limba greacă sunt trei cuvinte pentru dragoste. Este agape, este dragostea agape, care este dragostea aceea care dăruiește totul fără să ceară nimic în schimb, e dragostea Domnului Iisus Hristos. Este dragostea filio, dragostea între doi parteneri, dă unul, dă și celălalt. Dacă nu dă unul, nu dă nici celălalt. Asta e dragostea filio. Și mai e dragostea eros, e vorba de dragostea aceasta fizică. Astea sunt trei termeni în limba greacă. Și acum, să știți că e adevărat, am verificat, altfel nu v-aș spune asta, am verificat în textul original, nu că mă pricep eu, dar cu dicționarul. Cu dicționarul iau și citesc. Spune așa, îl întreabă Domnul Iisus așa pe Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu cu dragostea agape? Asta e înțelesul. Agapas me, sau cam așa e în greacă. Mă iubești tu cu dragostea agape? Până atunci, cum l-a iubit Petru pe Domnul Iisus Hristos? E răspunsul. Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc cu dragostea filio. Ăsta e răspunsul lui Petru. Domnul Iisus îl întreabă, mă iubești tu cu dragostea agape? Adică ești gata să dai totul și dacă nu primești nimic în schimb? Și Petru îi răspunde, știi. De data aceasta nu mă duc mai departe, nu mai plusesc cum am făcut înainte. Doamne, Tu știi că Te iubesc cu dragostea filio. Domnul Iisus Hristos îl întreabă a doua oară, versetul 16. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu cu dragostea agape? Încă o dată, Domnul Iisus Hristos pune degetul pe rană. Da, Doamne, a răspuns Petru. Știi că te iubesc cu dragostea filio. Adică acum știi. Știi și tu și știu și eu. Am crezut odată când am zis până la moarte. Am crezut că te iubesc cu dragostea agape. Dar mi-am dat seama că nu e adevărat. Tu știi, Doamne, acum nu mai vreau să plusez. Vreau să fiu cinstit. Știi că te iubesc cu dragostea filio. Și a treia oară, versetul 17, a treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu cu dragostea filio? A treia oară așa îl întreabă Domnul Iisus Hristos. Și Petru s-a întristat că l-a întrebat a treia oară și a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, Tu știi că Te iubesc cu dragostea filio, atât. De data asta, atâta sunt, nu mai mult, Doamne, nu mai mult. Și după aceea Domnul Iisus Hristos îi spune la versetul 18, adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Și Petru s-a dus după el. I-a spus, i-a arătat lui Petru ce urmează să fie, adică cu ce moarte îl va proslăvi pe Dumnezeu. Și din ce pricină Petru l-a proslăvit pe Dumnezeu cu moarte de martir? Pentru că a ajuns la dragostea agape. A ajuns la dragostea agape. Și în felul acesta Petru a putut să-și dea viața. Când l-au prins și au zis, trebuie să mori, pentru că tu ești un urmaș al lui Hristos, Petru a zis, nu e nicio problemă, omorâți-mă, dar nu sunt vrednic să mor răstignit ca și Mântuitorul meu, cu capul în sus, ci cu capul întors, răstigniți-mă. A venit vremea când Petru l-a iubit cu dragostea agape. Nu cât dai tu, dau și eu,
De câte ori n-ați auzit creștini care au zis, de ce Dumnezeu nu-mi face mie așa? De ce Dumnezeu se poartă cu mine așa? De ce așa? Unde-i Dumnezeu? Nu mă vede Dumnezeu? Știi ce acolo? Acolo e dragostea filio. Dă Dumnezeu, mă mai duc și eu pe la biserică. Îmi face Dumnezeu, mă mai rog și eu. Îmi face Dumnezeu, mai cânt și eu prin biserică. Nu-mi face Dumnezeu, nu-mi dă Dumnezeu, nici eu nu mă duc, nici eu nu fac, că unde e El? Asta e ca la târg. Ca la târg. Aici nu știu dacă e așa. În România încă te mai duci la târg și te târguiești. Cât faci aia? Atâta. Dar nu o dai cu atâta? Ne târguim. De multe ori oamenii se târguiesc cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea însă ca tot ce facem să facem din dragoste pentru El, nu pentru că ne dă, pentru că El prin Hristos deja ne-a dat tot. Zice Pavel, avem totul, noi avem totul în Hristos. Când avem totul, înseamnă că deja am primit totul. Acolo Pavel vorbește despre faptul că acum deja avem totul. Și în ce situație vorbea Pavel? Când zice că noi avem totul în Hristos, cum era El? Care era starea Lui față de lucrurile lumii, față de lumea aceasta? Care era starea Lui când zice, avem totul în Hristos? Care era starea Lui? Încercări, bătăi, necazuri, prigoniri, vorbiri de rău din partea fraților mincinoși, în fiecare zi în pericol de moarte. Și zice, noi avem totul în Hristos, deja noi am primit totul în Hristos și toate celelalte nu mai contează. Nu mai contează. El n-a făcut comerț cu Dumnezeu. N-a făcut comerț cu Dumnezeu. Gândiți-vă ce frumoasă este și convertirea lui Pavel. Când Dumnezeu iese înainte pe drumul Damascului, orbește, cade la pământ, de acolo ridică, îl duc în Damasc și Anania se duce ca să-i vorbească. Dumnezeu îi spune lui Anania, du-te la el, e un vas pe care l-am ales și îi voi arăta ce? Tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Acum duceți-vă un pic cu gândul la faptele apostolilor, duceți-vă la epistole, duceți-vă cu gândul și vedeți cât a suferit apostolul Pavel. Cât a suferit apostolul Pavel, cum am spus mai înainte. Sunt niște pasaje în care descrie viața lui. În fiecare zi în pericol de moarte și atâtea încercări. Și să-i arăți asta de la început. Uite, Pavel, uite să arăt un film aici, că Dumnezeu poate să ne arate aici în mintea noastră un film. Uite tot ce urmează să se întâmple. Asta e viața care te așteaptă. Pavele, vrei să mă urmezi? Asta e viața care te așteaptă. Atâta suferință, atâtea încercări, atâtea bătăi, atâta prigoană. De trei zile în adâncul mării. Vă imaginați cum a fost asta? Eu nu-mi imaginez. V-ați gândit vreodată trei zile în adâncul mării? Cum ai rezistat? Nu știu ce a fost acolo. Și atâtea lucruri prin care a trecut. Și Dumnezeu, vrei să... Asta e viața ta. Dacă ni s-ar fi pus înaintea noastră o astfel de imagine, un astfel de film, și ar fi zis Dumnezeu, Dan Bercean, vrei să mă urmezi? Uite ce te așteaptă. Ce-am fi zis? Ce ai fi zis tu dacă ai fi văzut o asemenea situație? Am fi răspuns noi da? Am fi răspuns da dacă cu adevărat ni s-ar fi descoperit și l-am fi văzut așa cum l-a văzut Pavel. Pentru că dacă îl cunoaștem cu adevărat, toate celelalte nu mai contează. Contează frumusețea relației cu el. Frumusețea relației, zice mai încolo în Filipeni, zice, ce-mi doresc să-l cunosc pe el și părtășia la un moment dat, părtășia suferințelor lui. Părtășia suferințelor lui, să am bucuria de a fi chiar în suferință, dar cu el. Încerc să vă vorbesc despre faptul că mai mult decât, de fapt Biblia vorbește despre asta, mai mult decât orice este dragostea. Dacă noi îl urmăm pe Dumnezeu din dragoste pentru că ni s-a descoperit, atunci vom fi cu adevărat fericiți. Creștinii care îl urmează pe Dumnezeu doar ca să obțină niște beneficii de la Dumnezeu, mereu, mereu sunt nefericiți. Pentru că niciodată nu li se vor împlini probabil toate dorințele lor, firești, egoiste.
Frumusețea însă este în relație. Sunt tot așa doi oameni care merg împreună, se căsătoresc și vin bătrânețile cu greutățile lor. Ce îi face pe cei doi să rămână la oaltă, să fie viața un rai, să fie viața frumoasă? Dragostea. Dragostea. Îl iubești pe celălalt, e bătrân, e neputincios, e slab, dar dragostea face ca relația să fie în continuare frumoasă. Și Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petru, mă iubești tu cu dragostea agape? Acolo trebuie să ajungi, Petru. Și Petru acolo a ajuns. Petru acolo a ajuns. Care este dragostea noastră? Care este dragostea noastră față de Dumnezeu? Cum îl iubim noi pe Dumnezeu? Care sunt motivele pentru care zicem noi că îl iubim pe Dumnezeu? Atunci e viața frumoasă. Când mă duc acasă, v-am spus, și când plec și mă întorc și mă așteaptă soția, știți ce face să fie frumos? Dragostea care o simt că o are în inimă pentru mine. Asta face să fie frumos. Avem și noi o casă, este acolo și un loc frumos lângă pădure, nu e nici casa mare, nu-i... dar știți ce face frumos? Face să fie frumos. Dragostea, relația. Așa e și în viața de credință. Așa e și în viața de credință. Vei găsi oameni îndrăgostiți și vei găsi oameni care vor tot timpul să se târguiască cu Dumnezeu și să obțină ceva de la Dumnezeu. În Matei, capitolul 22, fariseii îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos la un moment dat, de la versetul 34 în jos, Doamne, care, versetul 36, care este cea mai mare poruncă din lege? Care e cea mai mare poruncă din lege? Îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos. Și ce răspunde Domnul Iisus Hristos? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Cea din tâi și cea mai mare poruncă. Vreau să vă întreb, dacă asta e cea mai mare poruncă, care este cel mai mare păcat? Și aici în Germania, ca și în România, și ca și peste tot, sunt legi. Acum, nu mai sunt, în vremea comunismului și în România, erau unele sentințe, omul era condamnat la moarte. Din ce cauză era condamnat omul la moarte? Pentru că se considera că e cea mai mare ofensă pe care un om poate să o aducă societății. Da? Și pentru că era cea mai mare ofensă, omul era condamnat la moarte. Omul ăla nu mai avea voie să trăiască, nu mai merita ca să trăiască. Încă sunt astfel de situații și în America. În America încă mai este, se mai dau sentințe la moarte. Dacă să iubești pe Domnul Dumnezeu înseamnă că e cea mai mare poruncă, oare călcarea ei nu e cea mai mare călcare de lege? Și părerea mea este că da, încălcarea acestei porunci este cea mai mare călcare de lege, pentru că în urma ei, în urma acestei călcări de lege, vin toate celelalte mai mărunte. Vin toate celelalte mai mărunte. Când iubești pe cineva, dacă soțul își iubește cu adevărat soția, sau soția dacă își iubește cu adevărat soțul, se va feri de orice alt lucru care ar putea să strice relația. Așa este. Se va feri. De ce? Pentru că iubește persoana cealaltă. O iubește și nu vrea să-i aducă nicio întristare. Dar dacă nu o iubește, așa e că începi să calci strâmb și să se ducă inima în altă direcție? Așa e și cu Dumnezeu. Toate celelalte vin pentru că n-am ascultat de prima poruncă și pentru că această poruncă n-am făcut să fie o realitate în viețile noastre. Încălcarea, dacă vreți, acestei prime porunci este și cea mai mare ofensă pe care un om o poate aduce lui Dumnezeu. Vedeți? De multe ori ne gândim, și nu-i rău că ne gândim așa, dar nu-i cel mai bine. Zicea cineva că Care-i dușmanul la foarte bine? Binele. Binele-i dușmanul la foarte bine. Și atunci și noi, de multe ori, ne gândim să nu facem asta, să nu facem asta, să nu facem asta. Dacă am făcut asta, ce să facem?
Și sigur că da, este pocăință, ne întoarcem la Dumnezeu, dar dacă noi am ascultat și am trăit în așa fel încât această poruncă să fie o realitate în viața noastră, n-am mai ajunge să le facem pe celelalte. N-am mai ajunge să le facem. N-am mai minți, n-am mai fura, n-am mai pofti cu ochii și n-am face atâtea și atâtea alte lucruri. De ce? Pentru că știm că în momentul în care le facem, noi îl ofensăm și îl întristăm pe Dumnezeul nostru care ne-a iubit. Nu le-am face dacă ne-am gândit mereu la această poruncă. Problema este că oamenii nu-L mai iubesc pe Dumnezeu. Cei din lume, e clar, dar noi, un om care mereu cade, se ridică, iar cade, iar se ridică, iar cade, iar se ridică. Sigur, dacă sunt astfel de oameni, Dumnezeu să se îndure de ei și să le dea credință și să nu renunțe la credință. Dar nu-i frumoasă relația. Sigur, Dumnezeu e îndelung răbdător, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e milos. Dar gândiți-vă cât se întristează inima lui Dumnezeu dacă noi mereu continuăm așa. Exact așa. Cum se întristează inima unei soții când soțul ei mereu îi face probleme. Da, căsătoria e acolo, încă n-au divorțat, dar gândiți-vă la inimă, la cât suferă o persoană când celălalt mereu îi face probleme. Noi îl facem pe Dumnezeu într-un fel sau altul să sufere, pentru că El vrea dragostea noastră, caută fața mea, caută inima mea, caută-mă pe mine. Și dacă nu se întâmplă lucrul acesta, păcătuim. Și păcătuim, alunecăm și facem tot felul de lucruri. Sigur ne ducem la El, Dumnezeu ne iartă. Ne ducem la El, Dumnezeu ne iartă. Dar nu-i frumoasă relația. Nu-i frumoasă relația. În vremurile din urmă, Biblia spune lămurit că oamenii nu vor mai avea niciun interes pentru Dumnezeu. Vorbeam și cu Alex venind în coace pe mașină, că el a venit după mine la aeroport. Mulțumesc, Alex! Și spuneam că am fost săptămâna trecută în Anglia, în Londra. Te duci pe acolo și vezi biserici mari, catedrale imense, pustii de-a dreptul, pustii. Anul trecut am fost, în iarnă, erau sărbătorile de iarnă, am fost în Irlanda și acolo unde locuiam, aproape este o catedrală mare, catolică, mare, imensă. Și am ieșit să mă plimb, că frații n-aveau slujbă dimineața ca și voi, numai după masă, și am ieșit să mă plimb. Era nașterea Domnului Iisus. Și am zis, hai să intru, era pe la ora 10 dimineața. Am trecut pe lângă catedrală și am zis, acum e Crăciunul, cum zicem noi românii, hai să intru să văd ce se întâmplă. Am intrat în catedrala aia imensă, știți câți oameni erau acolo? Niciunul. Și înăuntru erau puse pe înregistrate colinzi. Oamenii nu mai au niciun interes pentru Dumnezeu. Te duci în Anglia, nimeni nu mai merge la biserică. Probabil că și aici în Germania e la fel. Oamenii nu mai merg la biserică, nici măcar când sunt sărbători, pentru că nu mai este niciun interes pentru Dumnezeu. Și știți ce zice Domnul Iisus Hristos în Luca? În capitolul 17, vorbind despre vremurile din urmă în care noi am intrat, spune că în vremurile din urmă, uitați cum va fi. Acum zic asta ca să avem grijă la noi. Nu să-i condamnăm pe alții și să-i judecăm pe alții, ci să avem grijă la noi, să nu cădem și noi în capcanele acestea. Spune la versetul Luca 17:26, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Și ce se întâmpla, ce a fost în vremea lui Noe și va fi la fel când va reveni Hristos. Auziți, mâncau, beau, se însurau și se măritau. Și apoi mergem mai jos, versetul 28, ce s-a întâmplat în zilele lui Lot,
Știți, Sodoma și Gomora, focul și pucioasa. Se va întâmpla Idoma. Ce? Ce era atunci? Și va fi la fel când va, înainte să revină Hristos. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Așa va fi în vremurile din urmă. Și dacă citim pe aici, o să zicem, și care e problema? Și care e problema? Ce greșit să mănânci, să bei, să zidești, să sădești, să te însori, să te măriți. Unde e problema? Doar toți mâncăm, toți bem, toți vrem o casă și nu-i păcat, tinerii se căsătoresc, sădim cei care avem ogoare, mai punem câte ceva, am și o grădină mică, nu trăiesc din aia, dar așa, pentru să am o ocupație. Ce-i greșit? Ce-i greșit? Spuneți-mi voi ce-i greșit. Ce-i greșit? Păi zice, așa va fi când va reveni Hristos. Ce, să nu mai mâncăm? Murim. Nu mai bem. Nu ne... Ce-i greșit? Spuneți-mi ce-i greșit. Zice că va fi la fel. Când va reveni Hristos, va fi la fel ca în vremea lui Los și ca în vremea lui Noe. Adică oamenii asta vor face. Ce-i greșit? Știți ce-i greșit? Că asta va fi preocuparea vieților numărul 1 și nu vor mai avea niciun interes pentru Dumnezeu. 100 și mai bine de ani a făcut Noe corabia și a spus, vine mânia lui Dumnezeu, vine pedeapsa lui Dumnezeu, căutați fața lui Dumnezeu. Și ce au făcut? Au râs de el. Au râs de el și n-au avut interes. Vedeți? Problema cea mai mare a oamenilor, noi ne gândim la păcatele grave, dar problema cea mai mare a oamenilor este că nu caută fața lui Dumnezeu. Și așa va fi în vremurile din urmă. Spuneți-mi dacă nu e așa cu nemții de aici, din țara aceasta. Nu-i mai interesează. Aici au fost treziri cândva, aici s-au ridicat oamenii al lui Dumnezeu cândva, oameni mari al lui Dumnezeu, aici a fost reformă. Spuneți-mi dacă astăzi mai are cineva interes pentru Dumnezeu. 99,99% nu mai au niciun interes pentru Dumnezeu. Dacă mai este ceva, e doar așa o formă, o poșghiță subțire de religiozitate. Dar oamenii nu-L mai caută pe Dumnezeu. Dar ce caută? De ce se trezesc nemții dimineața și aleargă toată ziua? Pentru ce? Mâncau, beau, sădeau, zideau, se însurau și se măritau. E realitatea asta? E o realitate. Așa e și așa va fi înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Păcatul mare la care oamenii nu se gândesc, să nu-L mai cauți pe Dumnezeu, să nu cauți fața lui Dumnezeu, asta e un păcat imens. Asta e o ofensă adusă Ziditorului, Creatorului, Cel care ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. O să zică unii creștini, dar nu mă duc în crejma, nu fac aia, dar cauți fața lui Dumnezeu? Îl cauți pe Dumnezeu? Îl mai dorești pe Dumnezeu? Dacă nu, și dacă nu se întâmplă căutarea aceasta după Dumnezeu, știți ce lipsește? Ce lipsește? Prima poruncă, dragostea de Dumnezeu. Și cum zice Apostolul Pavel, fără dragoste, nimic. Cea mai mare dintre ele este dragostea. Vedeți? Oamenii pot mai să fie chiar și morali într-o anumită măsură. Pot să fie morali într-o anumită măsură, dar nu mai au dragoste de Dumnezeu. Nu îi mai interesează de Dumnezeu. E ca și cum eu m-aș duce de acasă, m-aș fi întrebat cineva astăzi, zice, dar ce zice soția ta că pleci așa de des? Zic, ne-am rugat, o înțeles că trebuie să plec și e în regulă. Mă așteaptă de fiecare dată cu drag și cu dor acasă. Dar dacă aș ști că plec de acasă și mă duc un an de zile și soția mea, nici măcar un telefon, dar ce mai faci, dar cum ești? Dar când o să vii? Dar nu-i prea mult, nu? Să nu-i intereseze, mă duc și lipsesc un an de zile și nu-i interesează ce acolo.
Nu-i dragoste. Nu-i dragoste că îți dorești să fii cu persoana iubită. Nu la întâmplare Maria stătea la picioarele Domnului Iisus Hristos, că îi sorbea cuvintele de pe buze. Era o relație adevărată de dragoste, dragoste sfântă, dragoste duhovnicească. Oamenii, în vremurile din urmă, după cum mărturisește Domnul Iisus Hristos, nu vor mai avea dragoste pentru Dumnezeu. Nu vor mai avea dragoste pentru Dumnezeu. Mi-aduc aminte acum, frate Dan, îmi spuneai mulți ani în urmă, că ai vorbit cu un neamț și ai vorbit despre Dumnezeu și neamțul ăla, mi-a rămas în minte, ai vorbit despre Dumnezeu și a zis, ce Dumnezeu? Uite-te, mâinile astea două, ți-aduce aminte? Ăstea-s Dumnezeu, ăstea-s Dumnezeu. Ce fac cu ele, asta am. Păi asta e concepția oamenilor despre Dumnezeu. Dacă Dumnezeu trebuie să-ți dea, Dumnezeu trebuie să-ți dea, Dumnezeu trebuie să-ți facă. Nu, Dumnezeu trebuie iubit. La asta ne cheamă, să-L iubim. El ne-a arătat față de noi dragostea cea mai mare. Nu putea fi o dragoste mai mare pe care să o arate Dumnezeu față de ființa umană ca și cea pe care El a arătat-o. El deja și-a arătat-o. Prin Hristos și-a arătat dragostea supremă. Nu era una mai mare. În universul ăsta nu este o dragoste mai mare. Și acum ce așteaptă de la noi? Reversul. Să dăm și noi, să-L iubim și noi, să facem totul din dragoste. Suntem în pericol. Voi aici sunteți în pericol. Noi acolo în România suntem în pericol. Să uităm de dragoste. Să uităm de fața lui Dumnezeu și să căutăm numai mâna lui Dumnezeu. Suntem în pericol, fiecare dintre noi. Și trebuie să avem mare grijă. Pentru că dacă ajungem aici, deja suntem într-un punct foarte sensibil. Știți de unde începe căderea? De aici. De aici începe căderea. La prima fază nu se vede. Cum am zis, se căsătoresc doi, un tânăr și o tânără. Și el începe să privească după, are o colegă de serviciu. Dar asta durează. Și nu, căderea nu-i dintr-o dată. Dar peste o vreme, peste o lună, peste un an, bă, ceva s-a întâmplat cu el. Așa e și cu noi. Dacă începem să iubim altceva decât pe Dumnezeu, deja suntem pe panta căderii. Dacă inima noastră se lipește de altceva decât de Dumnezeu, deja suntem pe panta căderii. Și de câte ori ne-am întrebat noi, sau ne-am pus semne de întrebare, sau am stat să ne cercetăm, Doamne, ce iubesc eu mai mult? Te iubesc pe Tine sau iubesc altceva? De acolo merge căderea. Pentru că aici, cum am spus, ce-i așa de greșit? Să mănânci, să bei și să... Greșit este asta, că nu-L mai cauți pe Dumnezeu. Și pentru că se întâmplă lucrul acesta, ajungem la Romani, capitolul 1. Deci, asta e căderea. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, dacă nu-L iubesc pe Dumnezeu, deja ești în cădere. Da, mergi la biserică, da, mai cânți, da, te mai rogi, da, mai predici, dar ești deja în cădere. Înțelegi? Te duci pe pantă în jos, pe topogan. E linie, adevărat. Nu-i să te scuture. E așa o pantă lină, dar deja ești în jos. Și care e finalul? Finalul Roman, capitolul 1, de la versetul 18 în jos, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, până la versetul 32, finalul capitolului 1, și la versetul 28 spune, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite și apoi vedem culmea căderii. Citiți aici că e greu să citești capitolul acesta întâi. Pentru că n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu, pentru că n-au păstrat relația, pentru că n-a fost dragoste și atunci ajung să cadă. Ajung să cadă și să nu-i mai intereseze. Și să se întoarcă, cum se face astăzi în Europa, să se întoarcă împotriva lui Dumnezeu. Europa de apus, în care vă aflați și voi, care a fost binecuvântată de Dumnezeu din pricina credincioșilor care au trăit cândva și l-au onorat pe Dumnezeu, astăzi îi întorc spatele lui Dumnezeu, îl sfidează pe Dumnezeu, îl batjocoresc pe Dumnezeu și spun lui Dumnezeu, nu mai avem nevoie de Tine. Nu s-a întâmplat dintr-o dată. Nu s-a întâmplat dintr-o dată. Așa încet, așa încet. Mâncare, băutură, bunăstare și inima lor
s-a dezlipit de Dumnezeu și s-a lipit de lucrurile lumii acestea. Nu la întâmplare spunea Apostolul Ioan, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea și lucrurile din lume, dragostea Tatălui, dragostea, vedeți, nu mai e în el. Nu-i în el dragostea de Dumnezeu. Cât de simplu. Nu mai e în el dragostea Tatălui. Nu mai este. Pentru că s-a dus dragostea într-o altă parte, într-o altă direcție. Câți ne-am gândit la aceasta? Mâncare, băutură, lucruri de felul acest. Că sunt așa de periculoase. Astăzi, germanii nu se mai duc, nici ei, sau foarte puțin se mai duc la biserică duminică dimineața, da? Dar unde se duc? Că undeva toți se duc. Unde se duc? Că undeva toți se duc. Ziceam că am văzut în Anglia bisericile alea imense. Și catolice, și anglicane, și metodiști, ce au fost ei mai de mult acolo. Bisericile mari. Mai de mult, duminica dimineața, locurile erau, bisericile erau pline. Erau pline, că de-aia le-au făcut așa de mari. Am fost la o biserică, sunt frați de-ai noștri acolo, 1700 și ceva, o biserică baptistă, 1700 și ceva. Imensă, imensă. Cu anexe, cu școli biblice pentru copii, cu foarte mare. În urmă cu câțiva ani, mai erau în biserica aceea vreo 20-30 de membri. Și, bineînțeles, toți spre finalul vieții. Nu mai vedeai un tânăr sau un copil, nici vorba acolo. Frații noștri s-au dus și n-aveau adunare unde să se adune. Și s-au rugat Domnului, Doamne, ajută-ne să găsim o adunare. Și au dat de biserica aceasta, s-au dus la ei și au zis, uite, noi am vrea să închiriem. Când nu faceți voi slujbă, facem noi. Și nu prea fac slujbă, că știți cum e, slujbe din alea de o oră sau și o dată pe săptămână. Și i-au lăsat să meargă acolo. S-au umplut biserica, 700 de membri. S-au umplut biserica. Și l-au chemat pe păstorul englez să vină și el la o slujbă de-a lor. Și când a venit păstorul și a intrat în adunare, și știți, frați penticostali cu copiii mulți, când a văzut adunarea aia plină, ochi, și nu doar plină, că ei s-așteptau să vadă câțiva bătrâni acolo. Acolo erau bătrâni, acolo erau adolescenți, tineri, copilași, plină biserica. O izbucnit în plâns. A început să plângă. În hohote plângea. Și zicea, eu m-am rugat lui Dumnezeu să umple biserica asta. Eu m-am gândit că o să umple cu englezi. Văd că o umplut-o cu români. De ce? Unde sunt englezii? Că n-au dispărut încă ca nație. Tot ei sunt majoritari acolo. Unde sunt duminica dimineața? Cândva erau la templu, cum zicem noi, să se închine, da? Unde sunt acum? Duminica dimineața, unde-s? La alt templu. La alte templuri. La centrele comerciale. La centrele comerciale. Că ori mănânci hrană spirituală ca să te întărești și să te zidești, ori pentru stomac. Cum va fi în vremurile din urmă? Mâncau, beau. Unde sunt? La centrele comerciale, mergeți duminică dimineața, mergeți acolo duminică după masa, vedeți că e plin, gem, templele noi la care se închină oamenii, templele noi în care se duc să se închine. E adevărat pentru trup, nu pentru suflet, dar asta se întâmplă. De ce? Pentru că odată l-au părăsit pe Dumnezeu. Cauți ceva, ai lucrurile pe care le cauți. Dragostea de Dumnezeu. Ieremia spune în capitolul 17 și versetul 9, spune că inima omului este deznădăjduit de rea. Nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Inima omului este nespus de înșelătoare. Inima mea și inima ta. Inima mea și inima ta.
Când citim acolo, zicem inima omului și ne gândim la cine? Mă gândesc la fratele Dan, dar nu la mine. Însă inima mea nu-l poate înșela pe fratele Dan. E nespus de înșelătoare, dar nu pe fratele Dan îl poate înșela. Inima mea, pe cine îl poate înșela? Pe mine mă poate înșela. Inima mea pe mine mă poate înșela. Inima mea zice, lasă că e bine și așa, lasă că e bine și așa. Nu trebuie să... Inima e nespus de înșelătoare și deznădăjduită de rea. Dar inima ta, gândește-te, vorba de inima ta. Eu o iau personal, ia-o și tu personal. Inima ta, inima ta, nespus de înșelătoare, nu doar înșelătoare, nespus de înșelătoare. Și știe pe ce, ce înseamnă când vorbim de inimă? În inimă, acolo și relația aceasta de dragoste. Și atunci inima e nespus de înșelătoare, mă poate duce, îmi poate duce dragostea în toate direcțiile, nu acolo unde trebuie. Și eu trebuie să veghez, să veghez la lucrul acesta. Unde-i dragostea? Unde-i dragostea pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi? Cum îl părăsește cineva pe Dumnezeu? Nu dintr-o dată, ci foarte subtil, cet încet. N-ați văzut oameni care au venit la voi în biserică o vreme? Oameni care au venit, dar n-au vrut să-i dea inima toată lui Dumnezeu și s-au jucat cu lucrurile lumii și după vreme n-au mai venit. E normal să fie, e o consecință logică, e o consecință logică. Sau și dacă au venit, sau și dacă vin, nu vorbesc doar de voi, vorbesc la modul general. Nu-i viață, nu-i bucurie. Să mă duc să stau ca un popândău în fața soției mele toată ziua, supărat, supărat toată ziua. Și ea să zică, bă, dar ce-i cu tine? Și eu să zic, dar care-i problema? Ce nu-ți place că stau ca un popândău în fața ta? Ce nu-ți convine? Păi așa sunt mulți creștini, așa stau înaintea lui Dumnezeu tot timpul, supărați, apăsați, întristați, nefericiți. Păi unde-i dragostea? Unde-i dragostea? Când abia aștepți să vezi fața Lui și să te bucuri de fața Lui, să tresalți de bucurie, nu să spună cineva, cântă mă frate, bucură-te mă soră, fă ceva mă! Că nu-i dragoste, nu-i dragoste. Când este dragoste, faci orice, e adevărat? Ești în stare să faci orice pentru cel pe care îl iubești. Așa e că ești. Și să mori, așa e? Și să-ți dai viața. Ești în stare, dacă îl iubești pe cineva, te gândești la copil, te gândești la soț, la soție. Dacă ar fi să fie ceva, eu m-am gândit la aceasta. Doamne, aș fi în stare să-mi dau viața. Da, așa m-am gândit. Da, de ce? Pentru că îl iubesc. Dar nu la fel zic cu ăla pe care îl... Ieșim aici, o să vedem niște oameni pe stradă. Treaba lor. De ce? Că n-am nimic cu ei, nu? Deși ar trebui să am măcar o durere în inimă că nu-ți mântuiți și să mă rog pentru ei. Dar altfel spus, sunt niște străini pentru mine. Dar nu la fel mă gândesc când îmi sunt apropiați, îmi sunt dragi, sunt în stare să fac orice pentru că iubesc. La fel e și cu Dumnezeu. La fel e și cu Dumnezeu. Pavel zice despre un colaborator al lui și cu siguranță Pavel nu lua pe oricine să meargă cu el în lucrare. Zice, Dima, din dragoste de lume, ce-a făcut? Vedeți? Vedeți? A fost mai mare dragostea de lume. Să-l cunoască pe Hristos, să stea cu Pavel, să meargă cu Pavel în lucrare, să vadă minunile pe care le-a văzut, să vadă lucrările pe care Pavel le-a făcut, Dima să fie acolo. Și a fost acolo. Vă dați seama ce puternică e lumea? Ce atracție puternică este în lume? În ce? Mă întorc din nou și zic, în mâncare, băutură, în îmbrăcăminte, în case, în lucrurile astea. Ce putere grozavă e! Că zice Domnul Iisus, nu vă îngrijorați ce veți mânca și ce veți bea. Stați liniștiți, Dumnezeu poartă de grijă. Nu l-ați văzut pe Dumnezeu purtând de grijă până acum? Atunci de ce să ne îngrijorăm pentru ele? Voi căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și lasă că poartă El de grijă. Aveți grijă! E un pericol, dragostea, să se ducă
acolo unde nu trebuie. Caută fața mea. Caută fața mea, zice Dumnezeu. Și răspunsul care trebuie să fie? Și fața ta, Doamne, o caut. Vreți să fiți oameni fericiți? Eu știu că sunteți, dar hai să zic, vreți să fiți super fericiți? Aici e răspunsul, asta e soluția. Fața lui Dumnezeu, dragostea pentru Dumnezeu, inima pentru Dumnezeu. În fiecare zi să căutăm fața Lui, să nu stăm liniștiți, trece o zi, trece o săptămână, trece două, noi n-am căutat fața Lui cu adevărat. Nu, în fiecare zi. Și atunci, ce desfătări vom avea? Ce bucurii vom avea? Pentru că El, Hristos, ne va fi îndeajuns. El, Hristos, trebuie să ne fie îndeajuns și toate celelalte să vină pe deasupra. Domnul să ne dea această dragoste. Vedeți, îi scrie bisericii din Efes, o biserică bună, 3 ani, apostolul Pavel a stat acolo cu ei și i-a învățat toate. Și scrie, deja trecuseră multă vreme și biserica din Efes încă făcea multe pentru Dumnezeu. Încă făcea multe. Încă îi dădea pe față pe prorocii mincinoși, pe cei ce erau învățători mincinoși. Avea fapte și făcea tot felul de lucruri. Și care-i mustrarea? Care-i mustrarea? Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și ce zice? Ce zice Dumnezeu bisericii? Zice, dacă nu te pocăiești, dacă nu te pocăiești, adică ce să faci? Să te întorci la cea dragoste. Și fratele Richard Wurmbrand zicea, bine, nu e suficient să te întorci la dragostea din tâi, că zice, este dragostea din tâi. Dar după aia zice, dragostea de-a doua, dragostea de-a treia, de-a patra, adică crește. În sensul ăsta spunea dânsul. Dar, mă rog, ne întorcem la ce zicea, dacă nu te întorci, dacă nu te pocăiești, și pocăința, vedeți, nu-i cere să nu curvească, să nu mintă, să nu fure, că nu le făcea pe astea, să nu înșele. Nu-i cere asta. Spune, știu osteneala ta, știu răbdarea ta, știu că nu-i poți suferi pe cei răi. Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. I-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare. Știu că ai suferit din pricina numelui meu. Vedeți? Toate lucrurile acestea deosebite. Dar zice, dacă nu te întorci la dragostea din tâi, dacă nu te pocăiești la asta să te întorci, ce voi face? Zice, voi lua sfeșnicul din locul lui. Vedem astăzi oamenii care umblă în întuneric. Aici în Germania, în România și peste tot vedem oameni care umblă în întuneric, creștini odată și acum în întuneric. De ce? Că Dumnezeu le-a luat sfeșnicul, Dumnezeu le-a luat lumina și nu este pedeapsă mai mare din partea lui Dumnezeu decât să ia lumina cuiva. Te-ai putea descurca în viața aceasta, spiritual vorbind, că în cele pământești se pot oamenii descurca foarte bine. Dar spiritual vorbind, te-ai putea descurca în hățișul lumea acesteia fără lumina lui Dumnezeu, fără călăuzirea lui Dumnezeu? Uitați-vă la lumea religioasă, vedeți câtă confuzie este astăzi, câtă derută este astăzi, câtă lipsă de discernământ este astăzi. De ce? De ce? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu le-a luat lumina. Le-a luat lumina pentru că dragostea lor s-a dus pe o altă direcție, nu spre Dumnezeu. Sunt religioși, merg la biserică, mai fac slujbe, dar fac prostii peste prostii și sunt tot felul de lucruri care n-ar trebui să fie, pentru că nu mai au lumină. E un mare pericol să ne pierdem dragostea față de Dumnezeu. Prima poruncă, uităm de ea și începe căderea. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Să strigăm către Dumnezeu, să-i cerem lui Dumnezeu, Doamne, aprinde în inima mea dragostea pentru Tine. Hai să vă mai întreb încă și apoi mă opresc. Cei care sunteți căsătoriți, știți dacă partenerul vă iubește sau nu? Știți sau nu știți? Știți dacă vă iubește sau nu vă iubește? Știți. Știm. De ce? Se simte. Stă la masă cu tine,
Și știi, nu trebuie să spună nimic, așa-i? Trece pe lângă tine în casă și știi, nu trebuie să spună nimic. Știi dacă e dragoste sau dacă e doar formalism. Și Dumnezeu știe. Și Dumnezeu știe. Știe dacă îl iubim. Dar noi uneori nu știm. Noi avem impresia că îl iubim și poate că nu îl iubim. De aceea, hai să ne cercetăm inima. Inima la control. Inima aia nespus de înșelătoare. Nespus de înșelătoare. Să o ducem la control și să spunem, Doamne, în inima asta toarnă Tu dragostea. Dragostea pentru Tine. Dar toarnă, Doamne, să fie pe deplin. Și dacă va fi dragoste, nu vă temeți de nimic. Orice poate să vină peste noi. Să se crape pământul în două, să se prăbușească pământul, să vină prigoană. Dacă e dragoste pentru Dumnezeu, nimeni și nimic nu ne va putea face. Nimeni nu ne va putea smulge din mâna Lui, pentru că El ne va păzi. Să căutăm fața Lui Dumnezeu și să nu fim mulțumiți cu nimic mai mult decât cu această față binecuvântată. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Amin.